ucenicilor. Ne vorbea nouă, pe copii a binecuvântat. Însă ne vorbea nouă. Dragii mei, într-o împrejurare, Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia și îl pune pe Ieremia să stea în fața poporului și să spună așa: priveșteți, Ieremia capitolul 2, priveșteți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Dragii mei, frați și surori, și știți ce spunea Ieremia poporului? Îi spunea că nu Dumnezeu te pedepsește, nu Dumnezeu te pedepsește, ci tu, prin păcatele tale, prin faptele tale, prin viața ta trăită mortală înaintea lui Dumnezeu. Și spunea Dumnezeu: voi lua împotriva ta cerul, astrele, pământul, le voi lua ca martor împotriva ta. Și dădea un sfat poporului și spunea așa: priveșteți urma pașilor în vale. Dragii mei, vreau să vă spun, să știți că pe pământul acesta noi lăsăm niște urme. Și Dumnezeu cere lucrul acesta, să ne vedem urmele noastre, ce urme lăsăm pe pământul acesta. Domnul Iisus n-a trăit o viață de 60, 70, 80, 100 de ani, cât ne dorim noi de aici să trăim. Mulți am vrea să trăim așa de mult. Domnul Iisus a trăit numai 33 de ani. Însă aș vrea să vă spun că urmele pașilor lui au amprintat lumea întreagă. Vreau să vă spun că n-au schimbat numai pe romani de atunci, n-au schimbat numai pe evrei de atunci. M-au schimbat și pe mine. Au schimbat și familia mea, au schimbat și viața mea. Să știți că n-am fost de la început bun. Însă prin cuvântul lui Dumnezeu, urmând urmele Domnului, Dumnezeu m-a transformat. Și vreau să vă spun că mă lupt să mă transforme, să ajung la acel nivel de săvârșire. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și să spunem cum a spus Apostolul Pavel, la 1 Corinteni 11, capitolul 1, spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calcă lui Hristos. Domnul să ne ajute să stăm drepți în fața familiilor noastre și să spunem soției, să spunem copiilor: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe ale lui Hristos. Domnul să ne ajute. Câți din biserică pot să spună? Câți din păstori, câți din diavol pot să spună lucrul acesta? Mi-aduc aminte de o întâmplare. Un bărbat, un om, obișnuia să mă întreabă pe la butic, pe acolo, pe la restaurant, să mai bea câte un pahar. Și a plecat dimineața de tot, s-a dus acolo și după el, la acela timp, vine copilul lui, un copil de 10 ani. Afară ningea și când a văzut tatăsul pe copil, s-a uitat la el și a spus: băi, tu ce cauți aici? Și a scos cureaua de la patron și a zis: să-i dau o mamă de bătaie acum. Eu nu vreau să am din copilul meu un beționar, unul care să umble prin bodeci. Și la un moment dat, copilul speriat s-a uitat către tată și i-a zis: tată, te rog, oprește-te. Zice: când ai plecat de acasă, zice, eu am văzut urmele pașilor tăi. Zice, am văzut cizmele tale cu care mergeam, am călcat pe ele și am ajuns aici. Și atunci tatăl se trezește ca dintr-un vis și spune: băi, ceea ce fac eu trebuie să mă schimb. Și a băgat cureaua înapoi. Dragii mei, frați și surori, vreau să vă spun, poți să-i spui copilului: nu fuma, dar dacă tu fumezi, să știi că va face același lucru. Poți să-i spui copilului să nu facă multe lucruri, dar dacă tu le faci, să știi că copilul le va face. Dragii mei, frați și surori, Dumnezeu să ne ajute. Să ne schimbăm viața, să ne schimbăm trăirea și să lăsăm urme demne de urmat pe pământul acesta. Vreau să spun familiei care este aici că eu privesc în urmă băiatul meu cel mai mare, 22 de ani, al doilea, 19, fetița intră pe 17. Viața, valea aceasta este așa de scurtă, ca un vis trece. Însă este important să avem mare grijă, să prețuim timpul acesta și Domnul să ne ajute să lăsăm urme de urmat în viața aceasta. Mi-aduc aminte că era un prieten la Cluj, chemea Ioji, așa îi spunea, și de câte ori mă duceam să înregistrăm cu grupul Tabor, mă întâlneam cu el și ăsta era de naționalitatea de ungur, nu vorbea așa bine românește. Și îl întrebam: frate Ioji, ce mai faci? Cum stai? Bă, viața e greu viața, dar e bun că e scurt. Să știți că viața e scurtă. Domnul să ne ajute. Să ne ajute să trăim o viață sfântă și să lăsăm demne de urmă. Amin.